istoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Dragi prieteni, vă salut și vă spun bine v-am regăsit aici în Piața Victoriei la Europa FM. Discutăm astăzi despre testarea standardizată, o inițiativă pe care Ministerul Educației a anunțat-o relativ recent și care a provocat o dezbatere intensă în spațiul public. În această seară vom încerca să înțelegem ce sunt aceste teste, cum vor fi aplicate și mai ales care este finalitatea acestui demers. Vă reamintesc că suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM, acolo unde așteptăm întrebările și comentariile dumneavoastră. Alături de noi se află prin telefon Ministrul Educației, domnul Sorin Câmpeanu. Bună seara, domnule ministru, vă mulțumesc pentru disponibilitate. Bună seara, eu mulțumesc. De asemenea, îi spun bun venit și doamnei Gabi Bartic, director executiv al companiei Brio Teste Standardizate. Bună seara, Gabi! Bună seara! Simt nevoia să le spun pentru început ascultătorilor noștri și domnului ministru că este doar o coincidență de nume. Una fericită de dacă tot ne-am întâlnit aici în studioul Europa FM. Domnule ministru, aș vrea să dăm startul acestei discuții cu o întrebare pe care sunt convins că, nu știu, o așteaptă mulți dintre ascultătorii noștri. Testarea standardizată este un concept relativ nou pentru elevii și profesorii din România. Care sunt motivele care v-au convins să introduceți acest tip de evaluare în școli? Într-un sistem în care am supralicitat sistemul de notare de la 1 la 10, este nevoie de evaluări prietenoase. Este nevoie de rapoarte narrative, rapoarte descriptive care sunt furnizate de către aceste evaluări standardizate, prin aceste evaluări standardizate. Acesta ar fi un motiv. Sprijină familiarizarea elevilor, a profesorilor și a părinților cu aceste evaluări de competențe care se finalizează cu rapoarte narrative descriptive. Diferența dintre competențe și conținut este foarte mare. Conținutul este cel obișnuit în școala românească, care n-a ținut seama de faptul că societatea se schimbă, tehnologia avansează. N-a ținut seama de faptul că avem nevoie acum pentru elevi, pentru copii, de competențe. Acele competențe care le pot permite un parcurs corespunzător propriilor aspirații de dezvoltare personală și profesională și personală. Este nevoie ca toți colegii profesori să înțeleagă diferența dintre a evalua conținutul prin note, a evalua cantitatea de informație, un lucru ușor. Eu sunt, spre exemplu, profesor de peste 30 de ani. Mi este foarte ușor să evaluez conținutul prin note de la 1 la 10. Este însă mai complicat dacă vorbim de competențe. Atunci când competența se referă și la conținut, dar se referă deopotrivă la abilități și atitudini, cele care definesc competența, cea care este importantă pentru viitorul fiecărui copil, lucrurile nu mai sunt așa de simple, nu mai sunt așa de ușor de notat de la 1 la 10. Un alt motiv a fost acela că aceste evaluări se constituie într-un sprijin pentru profesori. Contribuie esențial la construcția planului elevului de învățare individualizată, o obligație legală, de care peste 90% din situațiile din România au făcut abstracție. Acest plan de învățare individualizată este cu atât mai important cu cât venim, știm bine, după o criză sanitară care a fost o catastrofă educațională în România și în orice stat al acestei lumi. Iată că avem un alt motiv. Este un instrument de diagnostic al pierderilor suferite pe parcursul acestei perioade de criză sanitară. Un motiv esențial. Sunt testări prietenoase. Sunt testări care sunt administrate pentru prima oară prin tehnologii digitale. Și iarăși o spun, ne place sau nu ne place, ne dorim sau nu ne dorim, educația va evolua mult mai mult spre digitalizare. Pentru că aceste testări pot fi administrate prin utilizarea oricărui laptop, computer, tabletă, chiar și smartphone-uri personale. Un alt avantaj consolidează relevanța evaluărilor. Ne plângem de foarte mulți ani că nota 7 sau 8 sau 9 dintr-o școală are în spate cu totul și cu totul alt nivel într-o școală față de o altă școală și nu vreau să nominalizez. Este un proiect care nu implică costuri financiare din partea Ministerului Educației. Este un proiect în care sunt implicați profesioniști în științele educației. Faptul că avem printre parteneri șeful școlii doctorale de științele educației și psihologie din Universitatea București este onorant pentru ambele părți deopotrivă, pentru Ministerul Educației și pentru profesioniștii cu care colaborăm. Ministerul Educației va avea
prin PNRR, propria platformă de evaluare standardizată. Dar încă un motiv, pentru că m-ați întrebat de motive, în acest moment, în România, este singura platformă de evaluare standardizată. Dacă cineva aduce contraargumente la aceste lucruri, la care pot adăuga faptul că sunt un alt motiv, sunt un instrument de familiarizare cu testele PISA. Ceea ce este foarte important, ca elevii să nu intre prima oară în contact la vârsta de 15 ani, prin aceste evaluări standardizate, finalizate cu aceste rapoarte narrative sau descriptive, care, încă o dată subliniez, nu se transformă în note și cu atât mai puțin nu clasifică, nu ierarhizează nici elevii, nici școlile, nici profesorii. Deci, motivul principal, o modalitate eficientă și prietenoasă. În regulă. Dacă vreți și dacă îmi permite să fac o comparație, vă rog. Am văzut și eu critici în spațiu public. Este ca și cum locuiești departe de servici și de multă vreme ești obligat să mergi la servici cu bicicleta. Nu pentru că îți place sportul, pentru că nu ai alt mijloc de transport. Fie iarnă, fie vară, mergi cu bicicleta. Dintr-o dată ai la dispoziție o mașină electrică, fiabilă. Și încep să spui că nu e bună pentru că nu-ți place culoarea sau nu-ți place marca. Mie îmi place să cred că totuși suntem serioși și înțelegem că interesul elevului este cel care contează, iar aceste valori standardizate sunt în primul și în primul rând în interesul elevului. Și îmi place să cred că înțelegem că lucrurile trebuie schimbate. Am văzut după acel raport de literație lansat săptămâna trecută, un raport care a confirmat rezultatele testelor PISA, rezultatelor IMSS, rezultatele pentru evaluările naționale. Ne-a confirmat cât de rău suntem în educația românească. Astăzi a fost un alt subiect, un alt lucru cunoscut, făcut public în media, un raport al Comisiei Europene, un raport de monitorizare a educației pentru România, conform căruia avem de departe cel mai mic număr de tineri care aleg să se îndrepte către învățământul superior, sau altfel spus, avem cel mai mare procent de părăsire a școlii, și se referă la cei cu vârsta între 18 și 24 de ani. Deci avem nevoie de schimbare. Cei care spun că nu e nevoie de schimbare, că nu e nevoie de testări standardizate, înseamnă că spun, echivalează afirmația lor cu este foarte bine în educația românească acum. Eu, ca ministru al educației, spun că nu este bine, că avem un proiect România Educată, care va fi implementat în curând și care are printre obiective testarea standardizată. Da. Domnule ministru, cum vor fi utilizate rezultatele acestei sesiuni de testare standardizată? Citam undeva că sunt unii părinți care și-au exprimat îngrijorarea că, nu știu, poate că la un moment dat aceste teste vor deveni, nu știu, subiectul unor evaluări cu miză mare, precum ar fi admiterea la liceu sau... care este scopul, finalitatea acestui demers? Cum vor fi folosite rezultatele? Am precizat și nu mă deranjează, să repet ori de câte ori este nevoie. Nu se transformă în note. Dacă nu se transformă aceste evaluări standardizate în note, înseamnă că nu au cum să fie luate în calcul în vreo ierarhizare sau o clasificare sau un proces de admitere în liceu. Deci nu se transformă în note, nu se iau în considerare din această perspectivă. Ele ajută mult mai mult. Ajută profesorul să înțeleagă unde trebuie să intervină. De asemenea, nu contribuie la calculul mediei generale. Înțeleg. Categoric nu. Înțeleg. Categoric nu. Această îngrijorare n-are obiect, dar avem datoria de a explica public ori de câte ori putem acest lucru. Putem considera că rezultatele acestor teste vor putea fi, nu știu, baza unor viitoare politici publice de îmbunătățirea unor aspecte ale învățământului românesc? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Pentru că, în primul rând, îți oferă o imagine la nivel de sistem. Îți oferă o imagine la nivel de sistem în condițiile în care nota, spre exemplu, la un examen de evaluare națională, o nota 6. Nota 6 poate să fie rezultată din nota 2 la algebră și nota 10 la geometrie. În momentul în care vezi doar nota 6, tu nu vezi acest lucru. Aceste testări îți arată care sunt punctele slabe, îți arată care sunt punctele forte pentru fiecare elev. Deci pot genera concluzii la nivel de sistem pentru fundamentarea deciziei. Sigur, este o discuție. În momentul în care vom avea această testare standardizată, generalizată, sunt convins că absolut nimeni nu va mai pune
la îndoială importanța acestor testări pentru fundamentarea deciziilor. Dar, pe de altă parte, este un lucru esențial și la nivel individual. Așa cum am spus, este o modalitate prin care putem să identificăm pierderile suferite pe parcursul crizei sanitare. Este o modalitate prin care profesorul împreună cu elevul pot construi acel plan de învățare individualizată, fără să fie stresantă, fără să fie note cu consecințe. În regulă. Deci, în concluzie, fac școala mai prietenoasă. Da. Noi așteptăm cu interes să vedem derulându-se aceste teste, pentru că, fără îndoială, viitorul învățământului va fi, iată, unul în conexiune cu tot ceea ce știm noi despre digitalizare și, cu siguranță, va fi o experiență pentru care elevii și profesorii vor avea, până la urmă, surpriza de a vedea că lucrurile nu arată așa de rău, poate cum și le imaginează în acest moment. Domnule ministru, aș vrea să-mi permiteți o precizare. Să nu credeți că supralicităm importanța acestor testări. Testările sunt importante, dar testări fără măsuri care să reglementeze planul cadru noi, conforme cu așteptările societății, un curriculum nou, nu ajută la nimic. Nu vor face decât să ne arate în continuare că nu suntem bine. Aceste testări, vreau să vă spun că prin proiectul România Educată, pachetul legislativ și toate celelalte lucruri, vor genera o schimbare radicală în sistemul de învățământ românesc, mai ales începând cu septembrie 2023. Iar faptul că avem acești parteneri cu care înainte de septembrie 2023 putem să implementăm aceste lucruri, mă face să mulțumesc încă o dată public pentru acest parteneriat profesionist. În regulă. Domnule ministru, vă mulțumim și noi pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit aici în Piața Victoriei. Vă mai așteptăm ori de câte ori va mai fi nevoie. Vă mulțumesc eu pentru oportunitate. O seară frumoasă. Gabi, continuăm discuția referitor la testele standardizate. Iată, am dat startul acestei dezbateri așa cu explicații oferite chiar de la vârful Ministerului Educației. Aș vrea să revenim puțin, poate că pentru unii dintre ascultătorii noștri ar fi util să înțeleagă mai bine ce sunt aceste teste standardizate, cum funcționează, cum sunt aplicate. Bun. O să încep prin a spune ce înseamnă standard. Standard este raportarea la aceeași grilă, la aceeași scară a tuturor copiilor care parcurg un anume tip de test. Faptul că noi în sistemul românesc de educație nu avem standarde, noi nu știm, de exemplu, pentru un copil de clasa a 5-a în semestru 2, ce trebuie să știe și ce nu trebuie să știe pentru nota 7. Standardele cu care noi lucrăm sunt standarde statistice, la fel cum sunt standardele din testările PISA. Ministerul s-a obligat ca în următorii 2 ani să elaboreze standarde pentru toate materiile și pentru toate nivelurile de studiu. Bun, deci sunt teste care funcționează prin raportarea la niște standarde statistice. Mai exact, dau un scor, un scor tip centilă, un scor de 2 cifre, foarte rar de 3 cifre, 100, care spune față de câți copii din aceeași generație este mai bun copilul pe o anume competență și față de câți este mai slab. Mai exact, scorul 87 la matematică înseamnă că este mai bun decât 87% dintre copiii de generația lui și mai slab decât 13%, având de parcurs încă X ore până la dobândirea gradului de competență superior. Acest scor de tip centilă este împărțit în microscoruri pe toate competențele testate. Și o să merg mai departe cu exemplul pe matematica de a șaptea și o să spun că scorul de 87 la matematică de clasa a șaptea probabil că este compus dintr-un scor de 80 și ceva la algebră, de 70 și ceva la geometrie, de X, nu știu, la elemente de calcul și așa mai departe pe toate competențele. Deci, sunt teste care se parcurg digital, sunt teste tip grilă, sunt teste cu 4 variante de răspunsuri, dintre care unul și numai unul este corect, și sunt teste care permit atât un raport individual, adică
eu, copil, știu ce am eu de îmbunătățit pentru a dobândi un grad superior de competență, cât și au valoare la nivel de sistem, la nivel de școală, de clasă, etc. Pentru că scorurile sunt comparabile, având raportându-se la aceeași grilă de standardizare. Cu alte cuvinte, dacă înțeleg bine, aceste teste practic îl ajută pe profesor să îi explice copilului ce are exact de pregătit, de repetat sau de consolidat, nu? Adică eu, dacă aplic aceste teste la istorie, nu va mai trebui să-i spun elevului la vară, știi, nu te-ai descurcat foarte bine anul ăsta, pune mâna pe cartea de istorie. Nu, trebuie să pot să-i spun doar, vezi că ai de recapitulat doar aceste lecții, doar acele exerciții de cronologie, nu toate de avalma, că poate la restul se descurcă bine, nu? Adică iată o intervenție aproape chirurgicală în maniera în care îl ajut pe copil să înțeleagă ce are de pregătit. Nu aproape chirurgicală, este o intervenție chirurgicală. Îi spunem copilului exact cât mai are de repetat la fracții, de exemplu, cât mai are de repetat la elemente de geometrie și că la algebră, de pildă, nu are nimic de repetat. Dacă ne amintim când eram noi mici și primeam un 7 și îl întrebam pe profesor ce trebuie să fac, ne punea culegerea de petrică în față și zicea, mai fă și tu la mate. Asta poate să fie de râs, așa cum faci tu, sau poate să fie foarte demotivant pentru un copil, da? Să lucrezi în neștire, neștiind ce anume, unde anume e problema, e o problemă, nu? Și atunci îi ușurăm părintelui viața, îi ușurăm copilului viața, îi ușurăm profesorului viața, pentru că nu toate intervențiile remediale pe care trebuie să le facă la clasă sunt similare pentru toți copiii. Și atunci știu, un grup de copii trebuie să lucreze fracții, un grup de copii trebuie să lucreze geometrie, etc., astfel încât nivelul clasei să crească. Uite, o noutate pe care a amintit-o și domnul ministru în intervenția de mai devreme a fost acel raport pe care îl primește elevul în urma susținerii unui test standardizat. Și raportul ăsta mi se pare o noutate interesantă, pentru că acum, na, noi toți, profesori, părinți, elevi, eram obișnuiți că în urma unui test primești o notă, Bartic, ai luat 3 la loc, pun-te pe învățat, cam asta, atât s-a putut. De data asta nu mai primesc o notă, indiferent care o fie, primesc un raport. Ce e raportul ăsta? Cum arată? Ce ne spune raportul? Raportul este un document suficient de stufos cât să poată să ofere informații suficient de detaliate oricărui stakeholder din sistemul acesta de educație, părinte, copil, profesor. Eu l-asemuiesc unui buletin complet de analize medicale și asta pentru că chiar așa arată. Întâi avem o grilă generală în care ni se spune la matematică ai scor 87, am testat cu tare competențe, după care scorul este spart pe competențe și ne spune la această competență, la această microcompetență, ești la nivel intermediar, mai ai de lucru 8 ore până când să ajungi la nivelul superior, etc., etc. Deci este un raport narrativ, așa cum a spus și domnul ministru, undeva între, nu știu, 12 și 25 de pagini în funcție de clasa copilului, care oferă o radiografie completă a cunoștințelor cunoștințelor și competențelor, că domnul ministru face foarte bine această diferență, a cunoștințelor și competențelor copilului. Ministerul a anunțat că Brio oferă gratuit aceste teste și este un detaliu important. Care sunt motivele pentru care faceți pro bono această acțiune? Bun. Brio vorbește de vreo 2 ani și jumătate, 3 ani, despre faptul că e nevoie de standarde în sistemul de notare. Mai mult decât atât, suntem cumva, da, e adevărat, suntem singuri pe piață, dar suntem pionieri pe piața asta de instrumente digitale pentru educație și de testare în orice caz. Și atunci, parte din misiunea noastră este să ajutăm la progresul educațional al țării estea. Momentul în care domnul ministru, mă rog, ministerul, că nu a venit domnul ministru primul la noi, ne-a spus am vrea să facem un pilot pe această zonă, nu aveam, sau nu știu, în acel moment nu aveam cum să spunem nu. Noi am vorbit 2 ani jumate de zile că
haideți vă ajutăm, haideți, suntem aici să facem împreună pasul ăsta către instrumente digitale prietenoase cu copii și apoi să spunem nu, prestația noastră costă. Este un moment în care noi la Brio trebuie să spunem da, put your heart where your talks are, mai exact să facem ce am promis timp de 2 ani de zile. Să ajutăm sistemul românesc de educație. Da, mi se pare important să reamintim lucrul ăsta. Practic, această sesiune de testare este gratuită. N-am sesizat nici din discursul domnului ministru că această colaborare ar urma sub forma, nu știu, unui contract de vreun fel din toamnă, ci mai mult decât atât, am înțeles că ministerul ia în calcul chiar realizarea unei platforme proprii. Cu alte cuvinte, înțeleg că practic din partea Brio în acest moment vine toată expertiza și experiența pe care o aveți în zona asta de testare standardizată, nu? Da, nu avem un contract cu ministerul, suntem în curs de semnare a unui protocol de colaborare care nu implică niciun schimb de facturi sau de cash pe undeva. Deci nu vom avea niciun contract legat de această pilotare cu Ministerul Educației. Da. Acum, sigur, simt nevoia să reiau un pic subiectul ăsta. De ce a fost aleasă compania Brio pentru a pilota această sesiune de testare standardizată? Asta probabil că ar fi trebuit să spună domnul ministru. Eu o să spun că nu știu să existe pe piață un alt instrument similar și când spun nu știu să existe pe piață, probabil că un pic ne alintăm așa. Nu există pe piața din România un sistem de testare standardizată care să-și permită testarea tuturor copiilor din România la un anume nivel, care să poată să ofere un diagnostic serios atât la nivel de copil, de clasă, de școală, cât și la nivel național. Citeam zilele trecute diferite opinii, îți spuneam la începutul emisiunii că am văzut așa că subiectul ăsta a trezit un interes deosebit din partea părinților și profesorilor și am sesizat la un moment dat că unii susțineau că aceste teste standardizate ar limita în vreun fel creativitatea elevilor, creativitatea actului didactic. Cum comentezi această părere, această afirmație? Sigur că există valențe ale unui copil, competențe ale unui copil care nu pot fi standardizate. Și creativitatea poate să fie unul dintre aceste atribute ale unui copil. Sigur că mai există și o să o spun eu pentru că comentatorii despre care vorbești din spațiu public nu au atins acest punct, dar o să-l spun eu pentru că testele standardizate nu pot măsura copiii geniali. Mai exact, îi măsurăm, știm că sunt în centila 1, adică sunt în cei mai buni 1% din România, dar mai mult decât atât, noi nu testăm prin aceste teste. Ce putem să facem însă este să-i semnalăm și să-i spunem ministerului, avem 85 de copii cu scor perfect, cu scor 100%, ceea ce înseamnă că pentru acești copii trebuie făcut un parcurs special dedicat copiilor cu valori speciale, cu competențe speciale. Da, creativitatea este o lungă discuție dacă poate fi măsurată prin testare standardizată. Însă, în momentul acesta, noi, în sistemul de educație din România, măsurăm competențe și cunoștințe. Competențele și cunoștințele pot, vă asigur, fi testate prin teste Brio, prin teste de tip grilă. Și după aia o să spun și că, de exemplu, o referință foarte bună pentru testare standardizată este TOEFL. Este testarea TOEFL. Testarea TOEFL are și zona de essay. Această zonă de essay este acum scorată de către compania care publică testele TOEFL în 80% dintre teste cu artificial intelligence. Mai exact, există algoritmi care pot măsura inclusiv felul în care un copil scrie, creativitatea lui în elaborarea unui text. Nu discutăm despre asta în acest moment în testele Brio, însă suntem în laborator cu un instrument care să măsoare inclusiv tipul de a elabora, felul de a elabora
text scris a unui copil. Deci, undeva repede, va fi posibil și asta, și nu spun doar în testele Brio, în general în testele computer-assisted. Da, printre alte, nu știu, luări de poziție pe care le-am mai văzut în ultimele zile, a fost și una potrivit căreia acest gen de teste nu ar mai fi neapărat utilizat în alte sisteme educaționale, în alte țări. Care este realitatea? Realitatea este că majoritatea țărilor către care noi ne uităm la nivel aspirațional, cu rezultate PISA mult mai bune decât noi, sau cu rezultate în general la sistem, la nivel de sistem de educație mai bune decât noi, folosesc testare standardizată. Da, există sisteme de educație care încep să renunțe la o parte dintre testările standardizate. Dar voi spune la ce folosesc testele standardizate și la ce au folosit până în momentul în care au început să renunțe la ele în sisteme respective. În agregare de date, sunt singurele teste care pot furniza date acționabile pentru un sistem de educație. În acest moment, dacă noi ne apucăm să elaborăm, nu știu, politici educaționale legate de istorie, că acolo ești tu specialist, noi nu știm ce știu copiii, nu știm care parte din materie li se pare greoaie, pe care toți copiii nu o rețin, ce anume, care părți din materie nu le sunt, sau care părți din conținuturi nu le sunt transmise corect, etc. Și atunci, acest tip de testare furnizează date comparabile și corecte în sistemul de educație, date care pot sta la baza unor politici educaționale. În momentul în care aceste date au fost colectate pe testare standardizată, timp de 20 de ani, de 30 de ani, putem încet, încet să renunțăm la testarea standardizată. De ce? Pentru că în acest timp noi am putut să instruim profesorii în utilizarea de standarde pentru testare formativă. Noi în momentul ăsta nu avem asta, nu avem standarde și nu avem instruirea profesorilor pentru testare formativă. Și atunci, da, e foarte drăguț să spunem, profesorii pot să testeze formativ copiii și pot să ofere note obiective. Realitatea este însă că nu. Realitatea este că cu aceeași grilă în față, doi profesori diferiți notează diferit aceeași lucrare. Am văzut asta la bacalaureat în anii urmă. Vedem asta în fiecare an, la bacalaureat, la evaluarea națională. Și atunci, până în momentul în care profesorii români vor fi capabili să utilizeze standarde corecte și notare corectă și comparabilă în testare formativă, va trebui să folosim instrumente standardizate. Pe care le folosim, iată, pentru colectarea unor date, nu? Pentru a ne face o idee generală cu privire la felul în care funcționează sistemul. Pentru că, iată, într-adevăr, sunt unii părinți care și-au exprimat îngrijorarea că acest tip de teste standardizate vor duce cumva la un soi de ierarhii, vor adânci inechitățile din sistem. Uite, de pildă, gândindu-se, și pe bună dreptate, sensibilitățile lor sunt cumva legitime dacă ne uităm în ultimii 30 de ani, unde, na, măsurile care au fost luate n-au avut cea mai mare coerență de pe lume. Și atunci este firesc să te întrebi dacă nu cumva ajung unii copii în situația de a-și permite un abonament la testele Brio pentru a exersa suplimentar și pe când alții, nu știu, din anumite categorii sociale, din mediul rural, poate nu-și vor permite acest lucru. Și aici era interesant să ne spui, ca să te pregătești pentru un test de ăsta, e musai să exersezi pe testele Brio sau sunt ok, sunt suficiente și mijloacele tradiționale de învățare? Pentru că eu, de pildă, să zicem, le-aș putea spune copiilor, fraților, pentru următorul nostru test standardizat, puneți mâna și învățați, repetați, recapitulați ce am predat eu la oră. O să spun două lucruri. Nici un fel de a exersa pentru un test nu este redundant. Toate felurile în care copiii repetă și recapitulează sunt bune. Există tone de literatură de specialitate care documentează learning by testing, da? Deci învățarea prin testare. Faptul că eu parcurg niște probleme, indiferent că ele sunt pe o platformă de testare sau într-o culegere sau un manual sau date de profesor, asta mă face să asimilez mai corect materia. Și atunci o să spun, da, este bine să testăm pe orice tip de test îl găsim. Și există în acest moment pe piață atât rafturi de librărie pline cu culegeri, cât și rafturi de bibliotecă plină
pline cu culegeri, cât și profesori care sunt plini de teste pe care le pot oferi copiilor. În această testare standardizată pe care o oferim Ministerului Educației, vom pune item noi, deci copiii care testează acum pe Brio nu vor găsi, nu se vor întâlni, oricât de mult testează, cu itemii pe care îi vor avea în concurs, în testare. Tot ce pot să spun este că nu pot să spun că nu e ok să testeze pe Brio, e ok să testeze pe orice alt tip de instrument găsesc la îndemână. Dar nu e obligatoriu. Evident, adică nu trebuie să, nu știu, să situația asta se ducă așa într-un soi de competiție, care își face abonament mai repede. Nu, deci e ok. Și dacă le folosești, le exersezi pe cele de pe platformă și dacă înveți din sursele tradiționale. Sigur că da. Noi am fi putut să facem, să oferim înainte de această testare modele de teste, așa cum face Ministerul înainte de toate testările naționale, înainte de evaluarea națională, înainte de bacalaureat. Se oferă baterii de modele de teste pe care copiii, sau mă rog, similare cu care copiii vor avea în concurs. Puteam să facem lucrul ăsta, am decis să nu facem lucrul ăsta, tocmai pentru că e bine să avem o testare spot, testare corectă, la moment, fără pregătire prealabilă a copiilor. Pentru că altminteri n-am avea decât o imagine a acelui segment de elevi, copii care se pregătesc din vreme, dar nu o să avem niciodată o imagine asupra sistemului în ansamblu. Corect. Te ascultam un pic mai devreme și o altă noutate care reiese cumva din sesiunea asta de testare standardizată este sunt aspectele astea care țin de digitalizare. Vor fi teste aplicate digital. E o noutate pentru noi și, după cum bine știi, în ultimii 2 ani de pandemie, mă rog, n-am avut cele mai fericite experiențe. Avem numeroase zone în țară fără conexiune la internet, copii care n-au avut acces la tehnologie, la device-uri de niciun fel. Cum crezi că vom reuși să depășim dificultățile astea și, mă rog, cam care sunt preocupările, îngrijorările din partea Brio cu privire la felul în care vor fi aplicate testele? Îngrijorările noastre sunt legate de conectivitate și de faptul că nu toți copiii din România sau din școlile alese de Ministerul Educației în acest pilot au acces la internet și la device. Avem asigurări din partea Ministerului că se vor face eforturi pentru ca acești copii să aibă toți acces la internet și în intervalele stabilite împreună vor avea și device. Tot ce pot să spun este că această generație este, oricum o dăm, o generație digitală. Cumva, actul educațional va trebui să folosească instrumente digitale, iar faptul că se folosește acest instrument digital nu poate decât să îi aducă pe copii într-un mediu mai familiar și mai prietenos. Așa că voi spune că eu cred că testele acestea vor aduce cu sine un nivel de stres mai redus pentru copii, pentru că vor fi în mediul în care ei sunt obișnuiți să fie. Da, nu vor fi tentați la un moment dat, nu știu, bănuiesc, încerc să mă pun în pielea copilului, în momentul în care va primi link-ul cu testul respectiv pe telefon sau calculator, nu va fi tentat să mai tragă cu ochiul în stânga, în dreapta, să se inspire? Cum încercăm, cum limităm fenomenul ăsta? Cum îl prevenim? Bine. Foarte bine. Să caute și să se inspire de oriunde pot. Ca și testele PISA, testele pe care noi le dăm sunt teste care pot fi administrate cu orice tip de de distractor prezent. Sigur că preferăm ca profesorul să nu vină lângă copil să-i dicteze răspunsurile, pentru că e viciat rezultatul. Nu știu în ce măsură se va întâmpla lucrul ăsta. Avem sisteme de proctoring, de supraveghere online puse la punct. Nu știm în ce măsură va trebui să le folosim. Sperăm că nu. Mizăm pe faptul că copiii și profesorii implicați în acest pilot vor fi cinstiți și vor da măsura cunoștințelor și competențelor lor și atât.
Bine, acum stau și mă gândesc și eu că în situația asta ești ca atunci când te duci la medic, știi, și de fapt ascunzi niște probleme pe care le ai sau le camuflezi. Nu, de ce ai face-o? Da. Și mai mult, ascultându-te, îmi dau seama că de fapt, poate chiar pentru noi profesori ar fi o provocare, ar trebui să-i ajutăm pe copii să vadă un pic altfel evaluarea. Pentru că până acum, de ce să nu o spunem foarte onest, evaluarea a fost și este mai degrabă o sperietoare pentru copii. Sunt foarte mulți care învață doar pentru notă, ceea ce nu e în regulă și nu cred că are legătură cu ce înseamnă educația de adevăratele. Poate ăsta ar fi un moment potrivit să-i ajutăm pe copii să înțeleagă un principiu simplu. Fraților, evaluarea asta este un lucru care te ajută. Te ajută să progresezi, te ajută să identifici lucrurile la care stai mai puțin bine și poate că dacă facem, poate că dacă facem asta împreună, o să reușești să obții rezultate mult mai bune. Foarte pe scurt, așa, într-un minut, cum vezi tu reacția asta pe care am văzut-o în ultimele zile și care crezi că sunt cauzele care au dus cumva la o anumită reținere, la multe îngrijorări exprimate în spațiu public? Rezistența la schimbare este mare în societatea românească și atunci, în mod evident, trebuie să fie mare și în zona de părinți, profesori, copii. Asta nu mă face mai puțin încrezătoare în succesul pilotului, pentru că văzând ce o să li se întâmple copiii, văzând tipurile de rapoarte pe care le primesc părinții și văzând profesorii, faptul că le ușurăm munca, că de fapt pentru ei este un instrument care îi poate ajuta în munca lor ulterioară, cred că permisivitatea față de acest tip de instrument va fi mai mare. În regulă. Gabi, îți mulțumesc tare mult pentru discuția din seara asta din Piața Victoriei. Dragi prieteni, vă mulțumesc. Ne reauzim marțea viitoare. Seara de milioane! Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.